Papa Alex, papa. Papa. Papa Ariana, vă iubim. Salut, Arla, tu. Bună, stimați galben amândoi. Galben amândoi, da. Am lăsat copiii la bunica. Da, vrem să facem o surpriză. Ducem mâine la noi ziua copilor. Video să-l postez după ziua asta deja, dar mâine ziua copilor și vrem să cumpărăm la copii un batut. Da, am fost la niște prieteni noștri și tot timpul când se duc, tot timpul da, vorba tot. Sar și se vede că îi place. E clar că ea se dă 2-3 zile batut și pe urma să-l uite. Și noi putem, tati, asta e gimnastică. Da. Sunt 50 de kg, cel mare slum. Și poate vreo distă un cerc de basket să joace Alex în curte. Da, în curte, da. Și să trecem și pe la casa noastră să vedem. Și lucrări s-au mai făcut. N-am fost cât vreo 4 zile? Da, 4 zile. Da, și ducem să vedem ce s-au mai făcut. Toate că afară puțin plouă, urează. Timpul nu prea e favorat. Mâine prima zi de vară și noi încă purtăm scurte. Da, prima dată. Da, dar a fost o perioadă vreo 2 săptămâni în urmă. Timp de 2 luni, țineți minte, a fost cald, ca vară, da. Ne-am mutat noi la casă și-i frică. Da, am vrut mai mult în curte să stai copii, dar noi stăm și pe ploaie. Astăi am cu acuși, când ați vei vara, la noi sub nucul și ăla e umbră, și așa răcoare. Copiii oricum iesă, o leacă burează afară, dar oricum ei iesă. Da, dar pe ea o scrânciu pe celălalt care a acoperit și sub și nuc, jumătate de o gradă nu cu apă, nu plouă. Am comandat niște baloane cu heliu. Da, așa să le dai drumul așa în sus. Da, o să mai vină și verișoarele lui, i-am chemat... Pe canalul lui Alex deja asta, să da, să filmăm. O să vii câțiva verișori și... Pentru că am vrut să luăm un animator, să-i distreze pe copii, dar așa cum încă sunt restricții, nu au fost ridicate încă restricțiile, așa că... O să trebuia să-i distrăm noi. Să improvizăm ceva, da. De asta luăm batutul, baloane... Mai cumpăr niște baloane de astea simple, o să înflu un batut, știi, că da. Nu se le fac așa. O să mai vedem, o să luăm o tortă, să sufli, pentru că într-adevăr este ziua lor. Da, sperăm că să nu plouă, nu? Să nu plouă. Să nu plouă. O să plouă, spunem, sub batutul, da. Să nu se mai sară. Da, da. Urmă în casă să joace, casa la noi e spațioasă, cum o poate să alerge, să facă, să joace. Dacă să fie așa burezat de astea, păi stăm și afară, da. Da. Și să facem și frigărui mâine, da? Da, că o să vină copiii cu părinții să vină. Da, avem deja grătar, facem și fiecare zi frigărui. Afară burează, e glot și nu mai intru acolo înăuntru. S-au dus multe materiale, din câte văd, betoniera, ciment acolo, vedeți? Pietre, nisip. Armatura și brâu în temelie deja e pus în fundament. S-a făcut destul de mult timp, 4 zile. Așa cum am spus, mâine se toarne brâu, cred că. Fundamentul este. Armatura deja înăuntru e pusă. Și de la coloane pe urmă, știi, să niveleze pământul. Da. Și coloanele mergem în sus. Coloanele nas le turnăm. Nas le turnăm mai întâi coloanele, mai întâi să fac pereții. Să clădim întâi pereții și pe urmă cu apalovcă să turnăm coloanele împreună cu... Adică așa că știi în primul rând apalovcă că nu trebuie să pui la coloană din patru și a doua, ce știi, e mai tranic, pentru că betonul care se toarnă în coloane, el se prinde cu peretele. Noi la apartament când am construit, tot așa am făcut, așa e mult mai bine. Acum am dus și luăm batut și să vedem ce mai este. Poate o găsi. Ne-am uitat pe internet, era batut, așa? La magazinul unde ne dușim. Am luat lui Alex un pennyboard ca lui, nu știu, este greu. Și se întoarce greu, asta merită. Am luat la Ariane jucării pentru nisip și tot Ariane, asta de ziua copilor. Balon, la Alex trebuie să luăm ceva de basket acum. Și am luat o piscină. Piscina să o facem când o să fie cald deja. Pentru că trambulinul nu găsim. Am vrut să luăm batut și am fost la toate magazinele și online tot, peste tot, e stoc epuizat. Am venit să cumpărăm trambuline. Și eu te câte am luat. Năcătare după trambulina am venit, da? Trambulina lui? Înseamnă că le-am luat pe altceva.
trecut și pe la un magazin și-a luat covrigei de ăștia. Mă, ne plac foarte tare covrigei ăștia. Au un gust ca la pâinea asta rotundă, veche. Țineți minte când faci o pâine rotundă? Și coarjul deasupra vie, la mijloc. Covrigei ăștia e fix gustul la coarjul așa. Batut, din păcate, n-am găsit, așa că să treacă ziua asta cumva fără batut. Pentru că nici online nu sunt, nici la magazine. Cum ați deschid? Asta poate să fie peste vreo 2-3 săptămâni, așa că oricum ați facem noi video cu batut. Oricum o să-i cumpărăm. Da, să luăm batut, să luăm că lor le place batut. Am luat piscină, că să nu găsim pe urmă cumva, dar să o punem deja când o să încălzească afară, când o să fie cald. Riana, ce faci tu, fata? Salut! Ia intiuzi, ia intiuzi. M-a dus și copiii acasă de la bunica. Alex aici omoară. Și nu vorbești? Vorbești cu telefonul? Nu, eu mă duc în Brawl Stars. Am murit, adică am pierdut. Mamica la bucătărie. Și mâncăm azi, mama. Carniță, salată, mușă, gustos. Și salățică. Da, super. Ariana, ți-i foame? Ce-i? Aici da, face da, bubița. Îți da. Mănânci găinușă? Cărniță, îți mănânci? Aici avem dovlecel. Bostănel. Ariana e prima la masă? Ok. Nu, Ariana. Ariana, pepene? Este Ariana. Salut. Pietre, da. Ia-s cum merge aici. Merge lucrul aici, ia-s. Da, acum să merge așa, spun Pietre ciment și... Da, asta e fundamentul acum să faci. Aici să șlefuiești scândurile pentru... Da, hai e. Strușcă, nu știu cum se numește în limba noastră. Turnat fundamentul. Acolo înăuntru este armatură tot de asta. Merge tot brâu. Tot brâu merge aici. S-a turnat două zile de la ultimul video. Și cam două zile și lucrurile s-au făcut. Aici se pregătește deja palovca pentru fundament. Ca să fie și fundamentul, nu știu cât o să fie, vreo 30-40 cm. Și tot pământul ăsta o să fie împlutura la toate pătratele astea. Vedeți cum stă fundamentul ăsta. Și Ariana vrea să intre în casă. Unde te duci tu? Unde te duci? Unde te duci tu? Urâtul, unde te duci? Ariana, aici o să fie bucătăria. Da? Bucătăria o să fie aici? Da, da. John, care să fie camera ta? Acolo sau acolo? Nu știu, poate, uite, mă să aleg. A, când ați fi gata, ai să alegi, da? Când ați fi tot așa pe ciment, tot bine, așa, puțin mai bine. Unde te duci tu? Unde te duci? Unde te duci? Acum suntem în salon. Da. Acum suntem în baie. Încet. Da. Baie? Da. 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 Acum suntem la masă și acum suntem în camera ta. Da. Da. Încetișor acolo fierul cel, încetișor, așa. Dacă este brâu, acolo e glod, acolo nu călca. Nu, acolo nu spai. Dacă brâu este asta care a fost la 60 de centimetri adâncime aici, în jos. Adică aici undeva un metru, în față a fost 60 cm, 70 adică. Bebiu! Nu-i bebiu, nu pune mâna acolo, te murdărește, Ariana.
Nu, 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 ei, nu, Ariana. Ariana, faci bubiță aici. Ce faci tu? Ia. Nici Alex nu se bagă așa ca tine. Uite, acolo sunt niște sârmi și ați faci bubiță acuși, vezi? Uite acolo jos, bubiți. Bubiță ați faci. Poate luăm o scândură de asta, nu luăm trambulin. Și mai ieftin.